Doamnelor, domnișoarelor, domnilor, bine v-am regăsit la microfon, Cristian Ioaneș. Știți că președintele Macron a avut un discurs de 11 minute după nebunia din Israel și discursul său a scos în evidență cât este de dificil în Europa de vest de astăzi să găsești un echilibru între ce și ce? Ei bine, un echilibru între societatea ta, așa cum o știai, și partea islamică a societății tale, pe care ai dobândit-o în deceniile din urmă. Franța are 10% populație islamică și bineînțeles că este în creștere. Și chestia asta pune politicienii francezi sub o presiune destul de mare pentru că trebuie să găsească o cale de comunicare ținând cont de prezența acestor oameni. Integrați așa și așa. Revin imediat pentru că tocmai despre asta este vorba în programul de astăzi. În Germania, musulmanii reprezintă aproximativ 7% din populație, se apropie de acel 10% franțuzesc, sunt 4,2 milioane de rezidenți musulmani în anul 2010, 5,5 milioane în 2020. Deci, este evident că avem de-a face cu un trend ascendent în țările europene, în principalele țări europene, și una din marile mele nemulțumiri este că despre chestia asta nu e corect politic să discuți. Adică, atunci când discuți despre prezența islamică în societățile occidentale, și mă refer aici în special la Europa de Vest, noua stângă imediat vine și te acuză de tot felul de bazaconi, de islamofobie, de rasism, de tot felul de alte isme care n-au nici în clin, nici în mânecă a face cu realitatea. Realitatea este, cred eu, mult mai puțin plăcută noilor stângiști și are a face cu ceea ce spunea doamna Merkel cândva, înainte de a face greșelile alea, ca să nu le numesc altfel, din 2015-2016, când pur și simplu a făcut cu mâna spre atâția migranți, haideți că wir schaffen das, reușim asta, nici vorbă să reușim asta, doar că s-a umplut țara de oameni care nu sunt capabili să facă nimic. Bun, trecem peste asta pentru că nu asta este neapărat tema. Vă spuneam că doamna Merkel într-un discurs acum foarte mulți ani, apropo de integrarea turcilor în Germania, spunea că asta, integrarea turcilor în Germania, nu este o poveste de succes. Ea, de fapt, nu a avut loc. Nici despre asta nu e corect politic să discuți în Germania, Doamne ferește, sau în Europa de Vest în general, pentru că aici avem de-a face cu ceea ce eu am criticat în atâtea rânduri de la acest microfon, și anume corectitudinea politică înțeleasă aberant, care, cred eu, este un pericol mortal pentru Occident. Pentru că ea, această corectitudine politică, nu face decât să lovească la baza societății occidentale, care este bazată pe libertate de opinie, libertate de expresie și nu pe cenzură. Ori astăzi avem o nouă cenzură. În fine, revenind, eu cred că și dumneavoastră v-ați pus problema, în special cei trăitori în societățile vest-europene, cu o concentrație foarte mare de musulmani, o prezență musulmană puternică, pentru că aceste 10% din Franța și 7% din Germania sunt medii naționale, sunt arii, sunt zone unde procentul este mult, mult mai mare. Și atunci te gândești, și e normal să te gândești, oare aceste două culturi sunt ele compatibile?
Adică civilizația iudeo-creștină care a dat naștere Europei așa cum o știm noi și despre care am învățat noi la lecțiile de istorie, nu putem să o eludăm, asta este istoria noastră, acesta este trecutul nostru. Sunt ele deci compatibile, civilizația iudeo-creștină care a produs Europa și cea islamică? Pot fi aceste populații amestecate în orice proporție, fără ca să se disturbe niciun fel de echilibru? Este acest lucru posibil? Stângiștii de tip nou ne vor spune, da, bineînțeles, nu este nicio problemă, ba dimpotrivă, foarte bine că este pedepsit omul alb, știți că ei au un fel de albofobie, acești indivizi. Da, noi suntem datori, noi am făcut toate relele din lume și acum suntem datori moral și de toate felurile imaginabile și posibile, inclusiv ca să chemăm cantități uriașe de populație din părțile mai nenorocite ale lumii și să le oferim din bunăstarea noastră. Acum, după opinia mea, nici nu trebuie să fii specialist în nimic. Poți să fii un foarte bun strungar, care este deja un specialist, sau un măturător de stradă inteligent și informat, ca să judeci singur și să-ți dai seama că astfel de poziții sunt aberante. Pentru că eu cred, asta este opinia mea, și mi-o bazez pe foarte multe argumente, nu e cazul să vi le expun aici, acestea nu sunt cursuri, da? Nu sunt lecții, sunt pur și simplu diverse reflecții pe care le am eu și vi le împărtășesc, provocându-vă la discuții, la secțiunea comentarii. Dar convingerea mea fermă, și asta nu de azi de ieri, ci din totdeauna, este că există pe lume culturi și civilizații umane incompatibile. Adică culturi și civilizații care nu pot să conviețuiască armonios unele cu altele pentru că sunt bazate pe valori fundamental diferite. Din nou, chestia asta este o, cum să vă spun, un păcat de corectitudine politică încălcată, pentru că gândirea stângistă de tip nou, despre care v-am mai povestit la acest microfon, nu poate să conceapă așa și să admită așa ceva. Ce este gândirea stângistă de tip nou? Pentru cei care n-ați urmărit acele emisiuni sau sunteți membri mai noi ai canalului, mișcarea muncitorească, mișcarea de stânga în istoria intelectuală a Europei, știm cu toții, se bazează pe marxism-leninism și ele se, aceste două concepte care sunt opuse de fapt. Marxismul sau leninismul este o reacție, o opoziție față de marxism. Da? Dar pentru a face lucrurile mai simple, marxism-leninismul sunt concepte legate de lupta de clasă. Adică stânga tradițională, socialismul de tip marxist și leninismul, fără discuție, pretind că o clasă, clasa muncitoare, proletariatul, în speță, este oprimat de către o clasă alta exploatatoare, adică de către burghezie. Da? Și conflictul uman, conflictul din societate, din totdeauna practic a fost între exploatați și exploatatori și în faza aceasta a dezvoltării omenirii, conflictul dintre proletariat și burghezie este practic ultimul conflict al istoriei. El se va rezolva cu măturarea burgheziei de pe scena istoriei, a existenței, a lumii și cu victoria finală a proletariatului. Conflictul, deci, era unul de clasă. Și pe măsură ce treceau deceniile și pe măsură ce s-a instaurat dictatura comunistă în estul Europei și partidele comuniste din vestul Europei se uitau cu admirație inițial la Uniunea Sovietică și apoi au venit anii 50, 60, 70, bunăstarea colosală din Occident. Anii 80 devenea foarte clar
că proletariatul occidental n-are niciun chef de revoluție. Proletariatul occidental avea chef de Ford, de Fiat, unii în fabrici unde erau plătiți mai bine chiar de Mercedes. Ce revoluție! Aveau chef de rulote, de mașini puternice să le tragă, să meargă prin excursii, prin Europa. Nici vorbă de... Și atunci stânga occidentală și-a dat seama că totul e o poveste și că trebuie schimbat conflictul, că nu mai ține, nu mai cumpără nimeni inepția asta de proletariat, burghezie, să măturăm cu burghezia, cu nici o... Proletariatul însuși se îmburghezise bine de tot. Și atunci, la sfârșitul anilor 80, spre sfârșitul anilor 80, în Europa de Vest, ceva mai repede în Statele Unite, se naște această nouă stângă care elimină conflictul ăsta și conceptele marxist-leniniste clasice, proletariat, burghezie, nu știu ce, și propune altceva. Propune alte tipuri de conflicte care trebuie rezolvate în societatea occidentală. Conflictul de rasă, conflictul de gen și chestiuni de genul ăsta. Civilizaționale, culturale. Și în Italia, anilor 80, când se petrece această schimbare, această nouă atitudine a stângii se numește terzomondismo. Adică a plecarea spre lumea a treia, spre oamenii mai săraci, mai prăpădiți, asumarea de vini reale sau imaginare ale noastre, ale occidentalilor. Ne împovărăm cu toate vinile din lume și deci trebuie privilegiate anumite rase, anumite orientări, pentru că v-am exploatat și v-am nedreptățit până acum, noi omul alb, exploatator, ticălos, bestie și așa mai departe. Așa se naște această nouă retorică și care a câștigat foarte mulți adepți și astăzi are enorm de mulți adepți în Europa de Vest și în Statele Unite și tot mai mulți și în România. Este lupta de rasă, lupta de gen, lupta de ce vreți dumneavoastră. Acest tip de organizații, de exemplu, șicanează Marina Italiană, cer finanțare tocmai pentru a ajuta migranții din Africa să ajungă în Lampedusa și îi transferă pe bărci ale lor mai sigure și chiar organizează transporturi de pe mare, preiau și nu știu ce, tocmai în această nouă idee. Și atunci este destul de greu în acest nou context să mai îți exprimi liber gândurile și să spui că această creștere mare din ultimii ani și se prefigurează una și mai mare în anii ce vin, dacă lucrurile continuă astfel și n-am niciun motiv să cred că nu vor continua, această creștere a populației islamice din Europa va schimba radical structura civilizațională a continentului așa cum o știam noi, așa cum am admirat-o noi, așa cum o doream noi. Se creează altceva. Și întrebarea fundamentală este următoarea: e compatibilă civilizația occidentală cu ceea ce se creează acum? Adică aceste două culturi se vor putea împăca îndeajuns de bine încât să coexiste, nu doar pașnic, ci să ducă la prosperitate și la bunăstare generală, așa cum am fost obișnuiți noi în Occident, din păcate nu noi în România, dar noi în Occident, de la sfârșitul celor de-al doilea război mondial încoace, se va putea chestia asta. Și eu am dubii foarte mari că acest lucru este posibil, pentru că Occidentul a trecut, inclusiv creștinismul, care pentru Occident înseamnă din ce în ce mai puțin, spre deloc în unele societăți nord-europene, și tot mai puțin și în societăți creștin-catolice tradiționale, precum Italia, bună oară, sau Spania.
sau chiar Franța, care oricum e seculară de atâtea, de atâtea și atâtea decenii și secole. Ei bine, chiar și creștinismul a trecut prin reformă, prin atâtea provocări, modernizări, aduceri la zi și așa mai departe, ceea ce nu s-a întâmplat cu islamul. Și aceste două tipuri de societăți creează niște dezechilibre pe care mulți le-au anticipat. De exemplu, dacă citiți despre originile integralismului islamic și ale jihadismului, veți vedea că spre începuturile secolului al XX-lea, înainte de cel al doilea război mondial, integralismul islamic, radicalismul islamic, se naște în vestul Europei, foarte interesant, cu emigranți islamici care trăiau, unii chiar s-au născut în vest și care au început să urască societățile occidentale, considerându-le decadente, considerându-le contrare voinței lui Dumnezeu, orice ar fi însemnat acest concept. Și deja când operezi cu citate și cu concepte din cărți sfinte, indiferent ale cărei religii, și încerci să le aplici vieții seculare de zi cu zi, acolo începe sfârșitul. Radicalismul islamic se naște în Europa de vest cu oameni care au trăit aici, s-au școlit aici, unii s-au născut aici și care au început să compare învățăturile islamice clasice, Coran, Sunna și așa mai departe, cu realitatea pe care o vedeau în teren și au început să disprețuiască Occidentul, să-l urască, să-l considere decadent, imoral, contrar voinței lui Dumnezeu. Cred că pentru cei care locuiți în Occident, chestia vi se pare cunoscută, mie mi se pare cunoscută, lăsând la o parte aspectul religios și faptul că vă povesteam despre islam până acum, pe câți români n-ați auzit în Occident, înjurându-l, țările gazdă, rahatul ăsta de Germania, unde trăiesc de 25 de ani și iau bani buni, bani cu care mi-am făcut două case în România, da? Și mențin o familie de nu știu câți oameni. Rahatul ăsta de Italia, unde trăiesc de asemenea de 15-20 de ani și trimit bani sau în Republica Moldova sau în România. De câte ori n-ați auzit chestia asta? Români care disprețuiesc teribil de mult țările gazdă, dar trăiesc acolo, n-au nicio problemă, nu merg să trăiască nici în Congo, nici în Zair, da? Nici în Republica Moldova, merg să trăiască în Franța sau în Italia, pentru că banii ăia sunt buni. Ce nu mai e bun, în schimb, e civilizația de acolo. Modul de judecată, mobilarea mentală, aia nu le place. Aia nu-i considerată a fi bună, e bună aia de acasă. Exact cum era bună civilizația și mobilarea mentală de acasă pentru islamicii de la începutul secolului al XX-lea. Asta este o lipsă de adaptare care în cazul islamului este agravată și de religie. Ce se va întâmpla de acum încolo nu știu să vă spun, dar știu sigur că am întrebări foarte serioase, nu doar eu, mulți alții, oameni mulți, mult mai importanți decât mine, gânditori importanți, serioși din Occident și care își pun problema cât sunt de compatibile cele două civilizații, cea islamică orientală și cea occidentală, cu tradiția iudeo-creștină în spate, cât o va fi rămas și din aia, și unde se va ajunge dacă proporția asta începe să se destabilizeze în sensul în care vi l-am arătat la început. Dacă din 10% în Franța, peste 100 de ani vor fi 25%, 35%, cum va fi? În ce fel se va modifica societatea franceză? Societatea occidentală? Vor apărea limite pentru noi, gazdele? Nu vom mai putea spune sau face lucruri pentru că vor fi considerate ofensive
pentru noi veniți? Sunt întrebări grele care pot fi puse deja dificil din cauza acestei corectitudini politice, dar care trebuie puse aceste întrebări și trebuie găsite răspunsurile, pentru că de aceste răspunsuri depinde modul în care va arăta Europa peste 50 de ani, peste 100 de ani sau peste 200 de ani. A fost la microfon Cristian Ivaneș. Vă mulțumesc pentru atenție, pentru faptul că vă abonați la acest canal și le recomandați și altora. Așa cum vă mulțumesc că, 1, distribuiți aceste emisiuni prin rețelele dumneavoastră de socializare și, 2, pentru faptul că vă gândiți să le susțineți pentru a putea continua aici online, cum? Prin Patreon, PayPal și Revolut, informații aici, dar și în textul de dedesubt, unde găsiți și un link pentru funcția membrii canalului, alte modalitate de a ne susține pentru a rămâne. V-am spus, da, că a fost la microfon Cristian Ivaneș. Toate bune și ca de obicei să auzim numai de bine.